Vă zic bună ziua încă o dată. Bună ziua. Noi deja ne cunoaștem. Iată, doamna Georgeta, ați ajuns la ziua dumneavoastră de naștere. Frumoasă aniversare de 60 de ani, așa? Sau spunem 18 cu plus? Așa. N-avem încotro. Aia asta-i. Așa este. Da. Uitați-vă că eu am vrut să vă surprind și sunt un pic mai matinală astăzi și vreau să vă întreb, cum vă gândiți? Cine s-a gândit astăzi la dumneavoastră? Copiii, în primul rând copiii. Așa, poate altcineva. Soțul. Poate altcineva. Deci, eu știu că dumneavoastră sunteți o doamnă blajină, cu un suflet foarte bun. Iar din partea cui este această surpriză telefonică, aflați la finele mesajului meu de felicitare, pentru că eu am scris o poezie personalizată. Și dacă îmi permiteți, vreau să-i dau citire. Îmi permiteți? Vă permit. Mamă, azi e ziua ta. Primește în dar dragostea mea, căci ești tare îndepărtată, printre străini muncești tu ziua întreagă. Deci știi cât de mult te vreau acasă, la căsuța ta frumoasă, să mă alini, să mă săruți, cu răbdare să mă asculți. Nimeni nu-i ca tine, mamă, nu mă crede, nu mă cheamă, doar tu știi să-mi fii aproape și să mă susții în toate. Îți sărut mânuțele care ne-au crescut și de orice rău ele ne-au ferit. Ai fost așa blajină, doar binele ne-ai vrut. Viața ți-a fost chinuită, dar peste toate să treci tu ai putut. Te așteptăm, mama, acasă, să avem viața mai frumoasă. Cu dor, fiicele dumneavoastră, ginerii și nepoții, care vă iubesc foarte mult și vă mulțumesc pentru orice efort care ați făcut pentru ei, în special fiicele dumneavoastră, care le-ați crescut, le-ați educat și le-ați dat cea mai bună educație posibilă. Să știți că ele foarte mult vă iubesc și vă apreciază. La mulți ani încă o dată, doamna Georgeta. Mulțumim mult! Mulțumim foarte, foarte mult la copii, de urările de bine. Și eu tot îi iubesc. M-aș emoționat. Eu cred că sunt lacrimi de fericire pentru că ați dat naștere la copii, i-ați crescut, i-ați educat și ei vă răsplătesc cu toată dragostea lor enormă și vă mulțumesc pentru toate cele făcute pentru ei. Eu pentru dumneavoastră am și o piesă. Mă ascultați încă un pic, vă rog. Plăcere.
Fericită, să fiți împlinită, să fiți sănătoasă cel mai principal, pentru că un copil are nevoie de o mamă sănătoasă. Să știți că dorul de acasă pentru dumneavoastră este foarte mare. Și copiii și familia dumneavoastră așteaptă revederea, revenirea, reîntâlnirea cu dumneavoastră cu mare dor și drag. Încă o dată la mulți ani, scumpă doamnă, și să fiți împlinită, pentru că când este mama sau când sunt copiii împliniți și fericiți, o mamă este cu adevărat împlinită și ea la rândul ei. Încă o dată la mulți ani. Mulțumim! Îți mulțumim și ție și mulțumim la fetele mele. Le iubesc. Le mulțumim de urări. Știu că mă iubesc și mă așteaptă și eu tot la fel. Dar asta e viața. Putere dumneavoastră și răbdare. O zi frumoasă să aveți. Mulțumim. Și vouă la fel. O zi bună. Mulțumesc. La revedere.